referitor la poporul din loc, într-o vreme ca aceasta, să dați afară Duhul de judecată. Îmi place Domnul de cunoscut și spune Duhul Sfânt așa, să nu judecați într-o vreme ca aceasta, ci lăsați-l pe Domnul să lucreze. Într-o vreme ca aceasta, cereți mila Domnului și bunătatea Domnului, pentru că nu suntem fraților mai buni în gardă. Fiecare unul în parte suntem în mâine de țărână cu slăbiciuni. Într-o vreme ca aceasta, să ne iertăm și să ne iubim. Îmi face Domnul de cunoscut referitor la corturile din cetate. Nu este unitate mult pe corturi. Cășmașul chiar încearcă, face Domnul de cunoscut, să surupe un cort. Face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Caută într-o vreme ca aceasta cășmașul ca să-l dea spărtură într-un cort cu dezbinare. Dar așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Fiecare în parte să-și cerceteze starea și să se întoarcă la dragostea din tăi. Pentru că Domnul vrea să lucreze și să vedeți bunătatea Domnului. Pentru că face Domnul de cunoscut că mulți zic într-o vreme ca aceasta, de ce nu mai lucrează Domnul? De ce vorbește așa, așa și nu se împlinesc lucrările? Pentru că eu și dumneavoastră îmi ridicăm pe Domnul pe vremea aceasta să lucreze. Îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Domnul a vestit că va lucra cu mântuire în această cetate, dar Domnul a pus și unele condiții. Poporul să ia seama la condițiile pe care Domnul le-a pus, pentru că Domnul e gata să lucreze. Totodată mai m-a arătat pe Domnul un snop. Aici cum e din partea Domnului, dacă fiecare unul în parte va lua seama și va împlini ceea ce Domnul în această dimineață i-a cerut, scurt, scurt este timpul când din nou un suflet va intra în locul acesta și va vota pe Domnul. Aleluia! Acesta va fi semnul pentru cetate că Domnul cel care lucrează. Îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Trezirea pe care Domnul vrea să o facă în această cetate este mare. Și îmi face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Se va auzi în lung și în latul țării. Strigă Duhul Sfânt așa. Aleluia! Îmi face Domnul de cunoscut. Vor rămâne surprinși de trezirea pe care Domnul o face și vor spune, mare este Dumnezeu. Important este ca eu și dumneavoastră să ne facem parte într-o fine casă. Ajută-ne, Doamne!